Bună ziua! Astăzi am continuat uh, întâlnirile de lucru cu partenerii noștri sociali. Țin să le mulțumesc pentru faptul că au fost azi prezenți. Întâlnirea de lucru întâlnirea de astăzi a fost o întâlnire pe domeniul muncă, unde am avut plăcerea să avem. Ca interlocutorii, așa cum vă spuneam, partenerii noștri sociali, și care și-au adus aportul la schițarea a ceea ce înseamnă oferta noastră pe acest domeniu. Noi am plecat în construirea acestui draft de la ceea ce înseamnă prima obligație. A unui guvern și anume aceea de a-și proteja oamenii. Această sarcină include patru piloni importanți: protejarea securității naționale, sănătatea, locurile de muncă, ceea ce înseamnă inclusiv familie și economie. Acești patru piloni înseamnă viitorul fiecarei națiuni. Guvernul PNL a eșuat în această obligație. Pandemia, eșuat, educație, eșuat, protecția locurilor de muncă, eșuat, apărarea puterii de cumpărare, eșuat. De aceea, în construcția ofertei noastre pe acest sector, am plecat de la șase piloni importanți. Am să permit să vă prezint în mare aceste șase idei, programe principale, urmând ca după aceea domnul ministru Marius Budăi să detalieze toate aceste uh, lucruri. Unu. Noi venim cu un program care are ca obiectiv principal siguranța locurilor de muncă. Este cheia, nu doar a programului pe muncă, așa cum v-am prezentat în urmă cu, cu aproximativ două săptămâni, este cheia și programului nostru economic. Cei de la PNL nu au așa ceva. Au aruncat cu banii în economie fără a condiționa menținerea sau crearea de noi locuri de muncă. 2. Noi considerăm că locul de muncă este cea mai bună formă de protecție socială. Cei de la PNL au venit cu o măsură pasivă. Au băgat românii în șomaj tehnic și după, ce se întâmplă cu românii? ies din șomaj tehnic și intră în șomaj definitiv. 3. Nu lăsăm pe nimeni în urmă. Pe ei nu interesează ce se întâmplă cu tinerii care nu-și găsesc un loc de muncă sau sunt concediați. Cu persoanele peste vârsta de 55 de ani, cu grupurile dezavantajate. Prin acest program, noi venim cu măsuri țintite, directe, simple, pentru toate aceste categorii sociale. 4. O problemă gravă pentru România o reprezintă pro problema demografică. În 2050, vom mai fi doar 15 milioane de români. Noi venim în fața. Dumneavoastră, cu un program de stimulare a natalității. Ei? Nimic. Cinci. Nu au nicio măsură pentru reducerea sărăciei extreme, severe. Ca și cum această problemă în România nu există. În perioada 2017-2019, noi, am redus numărul românilor aflați în sărăcie extremă cu 1,8 milioane de persoane. Aceast, acest număr este conform Eurostat. Vă rog să verificați. Avem programe în oferta cu care venim dedicate reducerii sărăciei și precarității. Și șase. Ei au redus în această perioadă puterea de cumpărare a românilor. Este un record negativ în ultimii 8 ani. Noi vom continua politicile de creștere a puterii de cumpărare și de scoatere a românilor din acest cerc vicios al salariilor mici. În decembrie 2016. Erau 350.000 de români cu salarii brute peste 1.000 de euro pe lună. În octombrie 2019, 1,1 milioane de români aveau salarii lunare brute peste, de peste 1.000 de euro. Și vom continua politicile de stimulare în acest sector. Acestea sunt cele șase direcții în care vom acționa. Am să-l rog pe Marius Budăi să intre în amănunt și să vă prezinte propunerile noastre, urmând ca după să vă răspundem întrebărilor. Vă mulțumesc. Marius, te rog. Mulțumesc frumos. Bună ziua tuturor. Vreau să vă spun de la început că am avut o dezbatere extrem de Interesantă și aplicată, cu tot ceea ce înseamnă actorii interesați, și anume sindicate și patronate, o dezbatere derulată pe aproape trei ore și lansarea în dezbatere publică a programului nostru pe muncă și demnitate socială este un moment foarte important pentru Partidul Social Democrat. Ne propunem ca prin acest program Prioritatea noastră principală să fie într-adevăr salvarea fiecărui loc de muncă din orice domeniu. De aceea propunem un plan de măsuri anticriză provocată de pandemie, pe care l-am denumit generic scut pentru România. De ce scut? Scut provine de la patru litere extrem de importante pentru noi. Stimul, creditare, urgență și targetare. Credem că acest cadru pe care l-am construit va ajuta economia românească, companiile private în principal, care duc greul în această pandemie, în această criză, să depășească acest moment extrem de, de sensibil. Toate măsurile pe care le propunem astăzi aici sunt în strânsă corelare cu programele și cu măsurile cuprinse în tot ceea ce am prezentat până acum în programul economic. Și aici ne gândim la siguranța unui loc de muncă și la apărarea puterii de cumpărare a cetățenilor români. Vorbeam despre acele patru litere din cuvântul scut, stimulente. Ne dorim să susținem stimuli legislativ și bugetari fără precedent pentru fiecare companie care înființează și menține pentru o perioadă definită de 1 până la 2 ani de zile noi locuri de muncă. Creditare, ne dorim să acordăm o creditare susținută companiilor, în principal, dar și angajaților, pentru a realiza o tranziție rapidă către alte profesii sau chiar industrii, pentru că remodelarea economiei de către această pandemie COVID va fi una extrem de importantă. Urgență. Urgență înseamnă pentru noi o maximă aplicare de o urgență extremă a soluțiilor găsite, proceduri cu minim de acte și cu minim de birocrație. Și în final, targetare. Avem targetarea măsurilor noastre către categoriile cele mai vulnerabile, și anume șomerii de lungă durată, tinerii niți, dar și persoanele de peste 55 de ani, și targetarea măsurilor din planul economic, împle, împletite cu măsurile din programul pe muncă, către companii. Dacă ar fi să încadrez în câteva cuvinte cheie programul propus spre dezbatere astăzi, spre dezbatere publică, dar și discuția extrem de interesantă, vă spuneam, cu sindicatele și patronatele acestea ar fi. Orientare către mediul privat, investiții în economie, crearea unui parteneriat, dar a unui parteneriat real între angajator și angajat, siguranța și rezidența locurilor de muncă, de ce am pus accent pe rezidență, ne dorim ca tot mai mulți cetățeni români să aibă rezidența locului de muncă aici în țară la ei acasă. Cultura muncii pentru generațiile tine, tinere alfabetizare digitală, care înseamnă și debirocratizare, și, bineînțeles, nu în ultimul rând, adoptarea codului muncii la noile modificări cauzate de pandemie. Propunem un plan național de salvare a locurilor de muncă. În acest moment, știm cu toții, criza sanitară pune o presiune uriașă pe piața muncii, astfel că măsurile pe care noi le propunem în planul de guvernare al Partidului Social Democrat se concentrează pe salvarea locurilor de muncă și crearea de noi locuri de muncă. Vrem să recuperăm cele 800.000 de locuri de muncă pierdute de actuala guvernare, să creăm până la sfârșit de 2024 alte 500.000 de noi locuri de muncă. O vom face prin mai multe măsuri pe care le implementăm, repet, corelate cu măsurile din programul pe economie. Construim, în primul rând, o schemă de ajutor de stat privind creșterea gradului de ocupare în zonele cu șomaj ridicat, acel șomaj de peste 15%. Ne dorim ca prin această schemă de ajutor de stat să stimulăm compensarea cheltuielilor pentru locurile de muncă nou create, prin realizarea de investiții de până la maxim 100.000 de euro, din care 50% prin ajutor nerambursabil de la buget, doar pentru acoperirea salariilor aferente în noilor locuri de muncă create, iar efortul efortul patronului, efortul întreprinzătorului, efortul financiar al angajatorului să fie acoperit prin credit garantat de stat pentru 50% din plafonul maxim de 100.000 de euro. Ne dorim stimularea muncii, așa cum am spus, și crearea de noi locuri de muncă și Vom acorda un stimul de inserție de 50% din salariu pentru 12 luni, până la un prag maxim de 6.000 de lei, la angajarea de șomeri sau repatriați, persoane repatriate, care au cel puțin o calificare, sub condiția acordării, pentru că v-am spus că avem și targetare, a unui salariu minim de 3.000 de lei brut. Salariul astfel pentru angajat, va fi menținut cel puțin un an după finalizarea acordării acestui stimul. Ne propunem să ajutăm economia românească să iasă din criză fără disponibilizări de personal. Cum a spus și domnul prim-ministru Grindeanu, un loc de muncă bine plătit reprezintă cea mai bună formă de protecție socială. Asta este una din esențele acestui program. De aceea, noi venim cu măsuri active. Știm foarte bine ceea ce se întâmplă în Horeca, în turism, în tot ceea ce înseamnă uh, acum pierderea a zeci de mii sau chiar sute de mii de noi locuri de muncă și reorientarea acelor oameni către alte, uh, alte profesii sau către alte industrii. De aceea, lansăm un program denumit Voucher pentru Reconversia Profesională, în valoare de 100.000 de euro pentru fiecare companie, prin care Deducem, practic, valoarea pachetelor de calificare a angajaților, stimulând în același timp și angajatorul să, ofer, să ofere o parte din această sumă lunar către salariat, cu o condiție mică de a depăși măcar cu 10% salariul minim. În același timp, avem o problemă foarte mare cu, cu personalul calificat. Aici ne dorim foarte mult să implicăm, ca mentori seniori, am spus noi, și să plătim pentru acei meseriași de a crea noi meseriași ai țării, pe acei meseriași care deja sunt, sunt ieșiți la pensie, să încurajăm să se reîntoarcă în, în tot ceea ce înseamnă planul de muncă, tot ceea ce înseamnă stimularea celor tineri pentru a veni câte o meserie. Și ne, ne gândim la o primă de 50% din salariul minim lunar pentru programe de 4 ore pe zi, maxim 3 luni de zile. Sumă care să se împartă și către angajator, dar și către angajat: și aceste sume să fie plătite pentru servicii de tutelă, de mentoriat, susținute de lucrătorii vârstnici pentru formarea noilor meseriași. Ne dorim de asemenea ca tinerii din zonele sărace, să nu alimenteze noi generații de șomeri. Avem o strategie aici pentru a ajuta acești tineri din zonele sărace să aibă un acces mai facil la un loc de muncă. Am descoperit în acest moment, în următorul cadru financiar multianual, mai multe scheme finanțate din programe europene. O astfel de schemă o putem finanța pentru tineri niți, pentru acele persoane între 16 și 25 de ani care nu au. O ocupație, dar n-au nicio profesie și nici nu urmează vreun liceu sau o școală profesională sau uh, un învățământ dual pe, cu scopul de a obține o meserie sau o școală de ucenici. O primă de instruire de 350 de euro pe lună pentru finalizarea studiilor. Finalizarea studiilor gimnaziale, fie profesionale, fie liceale, pentru acei tineriți care au abandonat studiile. Și acei tineriți știm că vin preponderent din zonele sărace. Pentru tinerii, tot pentru acești tineri de 16-25 de ani fără loc de muncă care nu urmează o formă de învățământ și care nu sunt înregistrați la agențiile județene de ocupare a forței de muncă, tot prin programe europene, le vom oferi un voucher de pregătire profesională de 1000 de euro, să-și poată plăti un curs și o primă de acomodare, pentru că va avea niște cheltuieli, care înseamnă niște costuri, care înseamnă costurile de transport, de cazare și de masă, dar pentru că avem și targetare, bineînțeles, le-am pus o condiție, anume, aceste cursuri să fie finalizate prin obținerea acelui certificat de calificare. Tot pentru încurajarea ocupării forței de muncă, ne propunem o primă de ocupare de 600 de euro și v-am spus aici că ne gândim și la mediul de afaceri, dar și la cei care nu au un loc de muncă, această primă va fi împărțită în mod egal între angajator și angajat pentru angajarea acestor tineri aflați în zone defavorizate pe o perioadă de un an, dar pentru că, repet, am avem și targetare, condiția este să locul de muncă să fie păstrat încă un an de zile. De asemenea, ne-am gândit foarte mult cum să, să micșorăm decalajul între urban și rural, decalajul de dezvoltare mă refer, și cum să încurajăm pe acești tineri, fără ocupație, dar și fără o școală terminată, să acceadă către piața muncii și să obțină mai ușor un, un loc de muncă. Aici ne dorim să subvenționăm din fonduri europene cursurile pentru școala de șoferi pentru acești tineri, fie pentru obținerea permisului de categorie B, repet, doar pentru tinerii niți. fie pentru obținerea permisului categoria B sau fie pentru obținerea permisului categoria C, pentru că am văzut în această pandemie cât de importanți sunt transportatorii în o asemenea perioadă. Ce se întâmpla dacă marele lanțuri comerciale, dacă magazinele, dacă producătorii nu aveau transportatorii la îndemână pentru a-și vinde produsele sau pentru a le aduce către noi, către cetățeni. O mare, dar o mare provocare a viitoarei guvernări pe care PSD speră să o dea este scoaterea a câtor mai mulți români din starea de deprivare materială severă. Ne dorim ca acest decalaj de dezvoltare între urban și rural, obiectivul nostru este să reducem acel decalaj pe acești 4 ani de zile cu 20%, să ne ținem tinerii acasă, dar să le și oferim o șansă a unui loc de muncă plătit decent, de aici vin și acele măsuri către angajatori, dar și către angajați, ați văzut că am încercat să echilibrăm 50%, 50% aceste sume către ambele părți. Ne dorim să înființăm, tot pentru combaterea aceste stări de deprivare materială severă, locuri de muncă în zonele sărace, să le oferim atât tinerilor, dar și acelor șomeri de în lungă durată, din grupurile de dezavantajate de pe piața muncii, dar și persoanelor inactive, să le oferim locuri de muncă bine plătite. Lansăm un program de granturi un program care va avea valori și tot din fonduri europene va fi de, între 10.000 și 30.000 de euro pentru înființarea de întreprinderi sociale, dar și întreprinderi sociale de inserție de a muncii, mai ales în domeniile extrem de importante în satul românesc, și anume agricultură, civicultură, piscicultură, dar și servicii și industrii conexe acestor domenii, pentru că într-un alt program al nostru pe agricultură ați văzut cât de mult accent pune PSD pe producătorul român. Înființăm un program de antreprenoriat social destinat potențialilor antreprenori cu dizabilități. Persoanele cu dizabilități au un loc important în cadrul programului nostru și vom denumi acest program Program Startup Nation destinat persoanelor cu dizabilități. Ne dorim ca va prezenta domnul Gândeanu mai înainte cifrele cu persoanele care câștigă peste 1000 de euro brut lunar. Ne dorim ca în 2024, la finalul acestui ciclu de guvernare, să avem cu 500 de mii de români în plus care să câștige lunar 1000 de euro brut. Toate aceste măsuri, și sunt și, și altele, nu vin altceva decât să acorde o atenție sporită mediului de afaceri, care să aibă un parteneriat real cu angajații săi. Nu putea lipsi din, din programul Partidului Social de Democrat, din programul nostru de guvernare, apărarea veniturilor populației, apărarea puterii de cumpărare a populației. În acest mod, ne spunem că din prima zi, vă spunem că din prima zi din care vom intra la guvernare, vom continua strategia ce prevede majorarea anuală a salariului minim brut, dar și a salariului mediu brut, astfel încât puterea de cumpărare a populației să crească. Aceste creșteri produc efecte uriașe nu doar prin încasările mărite care se întorc la buget sub forma taxelor și impozitelor, dar mai ales în economie. <coughs> fiindcă din punctul nostru de vedere, menținerea consumului, scuzați-mă, intern va prezenta un oxigen pentru zeci de mii de întreprinzători. Este o gândire macroeconomică, dragii mei, dacă doriți, că nu poți sprijini doar oferta și să ignori cererea, adică cetățenii. Nimeni și patronatele prezente astăzi la întâlnire au fost de acord că nimeni nu își permite acum în România să lucreze pe stoc, cum se făcea. Cândva, sau cum uh, se realiza chiar imediat după Revoluție, în guvernul Stolojan, nimeni nu poate produce dacă nu are clienți. Și atunci, dacă nu încurajăm și nu protejăm puterea de cumpărare a cetățenilor români, putem încuraja la nesfârșit producătorii, comercianții, tot ceea ce înseamnă mediul privat, pentru că nu va avea cine să le cumpere produsele lor finite. Implementarea legii salarizării unitare o vom continua și o vom corecta dacă este cazul. Majorarea salariilor din educație, așa cum am avut acordul cu sindicatele de învățământ, se va întâmpla exact din prima zi de guvernare și, bineînțeles, valoarea punctului de pensie, tot din prima zi de guvernare, va fi 1775, cât ar fi trebuit să fie la 1 septembrie. Pentru că au fost foarte multe discuții aici, vreau să vă fac o singură mențiune. Acel amendament depus de PSD în Comisia pentru Buget, unde și eu sunt membru, nu făcea nimic altceva, nu mărea deficitul, decât să aducă Orban banii înapoi pe care i-a luat de la Ministerul Muncii, acele 6,8 miliarde, și redirecționarea unei sume foarte mici dintr-un capitol existent la bugetul Ministerului de Finanțe și anume active, acțiuni generale, scuzați-mă, unde sunt foarte mulți bani prinși și care cu siguranță nu vor putea fi cheltuiți până la 31 decembrie 2020. Vom recupera aceste decalaje ale guvernării PNL în ceea ce înseamnă veniturile populației și prin dublarea alocațiilor iar ulterior indexarea lor anuală cu inflația și 50% din creșterea reală a salariului mediu brut după cum bine știm și am spus și mai devreme această perioadă de criză a fost caracterizată printr-o printr s-au eliminat câteva locuri de muncă dar nu neapărat dintr-o firmă ci de la locul firmei și s-au dus și noroc aici PSD a avut o bază legală și inspirația ca acum câțiva ani de zile să promovăm acea lege numită telemuncă Însă, acum se întâmplă câteva excese. Și aici noi am intitulat acest capitol Drepturi la deconectare. Noi am permis legislativ PSD, a permis legislativ trecerea la această muncă, la telemuncă, soluție care, uitați că acum s-a dovedit vitală pentru companiile românești în timp de pandemie. Și numărul celor care lucrează la distanță sau de acasă, practica a crescut foarte mult în, nume, în ultimele luni, iar trendul, bineînțeles, cred că se, se păstrează. De aceea, cu ajutorul partenerilor sociali, sindicate patronate, ne dorim să modificăm legislația muncii și să introducem dreptul la deconectare. Chiar dacă angajatul muncește de acasă, angajatorul nu poate forța să stea 10, 12, 14, 16 ore în fața calculatorului cu sarcini multiple la nesfârșit. Vă aduc aminte că atunci când eram ministrul muncii și dețineam prim, președinția Consiliului Europene, chiar am implementat ca directivă echilibrul dintre viața profesională și viața privată. Ne finanțăm proiectele, după cum am spus, din banii europeni. Efortul nostru la construirea acestui program a fost ca majoritatea măsurilor de ocupare profesională și inserție să poată fi finanțate din banii europeni. Așa am ajuns ca ponderea cheltuielilor din acest program să fie finanțări europene 60% vis-a-vis -vis buget. Astfel, programele noastre de ocupare și formare sunt construite pentru a putea fi aplicate din fondurile UE Alocate României în următorul cadru financiar multianual, în capitolul politică de coeziune 2021-2027. Și am să vă dau acum doar două exemple. Vorbim despre programul operațional Educație și Ocupare, despre programul, al doilea fiind programul operațional Incluziune și Demnitate Socială. Astfel, eliberăm acea presiune uriașă, importantă, pusă pe bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale. După cum vedeți, am prevăzut sumele pentru salariile profesorilor, am prevăzut sumele pentru alocații, am prevăzut sumele pentru ceea ce înseamnă majorarea pensiilor părinților și bunicilor noștri. Este dovada clară că toată propaganda liberală, a fost o minciună uriașă, cap-coadă. Mai sunt domenii importante și nu aș vrea să vă rețin toată ziua aici, dar vreau să, să dau posibilitatea și colegilor ziariși să ne adreseze întrebări. Ca de idei principale, ne dorim ratificarea și adoptarea directivelor europene, dar și a directivelor Organizației Internaționale a Muncii în ceea ce înseamnă legislația muncii din România. Avem un capitol extrem de important în care se denumește și aici dar și la programul economic, încurajarea natalității în România. După cum v-am spus, avem și un capitol aparte pentru persoanele cu dizabilități. Știți că în momentul când eram la guvernare, am scris un proiect ca ministru, ceea ce înseamnă tehnologia asistivă. Ne dorim ca în cadrul acelui voucher să intre mai multă tehnologia asistivă pentru persoanele cu dizabilități. Și propunem, în acord cu directivele europene privind TVA, un TVA de 5% pentru tehnologia asistivă. Evident, nu putea lipsi din programul de guvernare al PSD și egalitatea de șanse între bărbați și femei. Eu mă opresc aici, vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Domnule Bădăi, am înțeles cu acest program, încerc să înțeleg de unde, care ar fi sursele de finanțare, pentru că în momentul de față Partidul Social Democrat a tot reclamat faptul că actualul guvern nu are bani de, pentru creșterea pensiilor, pentru creșterea locațiilor, după care s-a venit iarăși. Care sunt sursele de finanțare pentru aceste facilități, pentru categoriile enunțate de dumneavoastră în acest program? Este o întrebare extrem de importantă și vă mulțumesc că mi-ați adresat-o este practic o minge la fileu pentru mine. După cum am spus, multe din măsurile noastre de aici s-au axat pe atragerea de fonduri europene prin, programele de, prin programul de coziune, prin acele programe care practic stimulează ocuparea forței de muncă și programe care sti, stimulează inserția persoanelor pe piața muncii. Ați văzut că în programul nostru, am avut cuvinte cheie cum ar fi fost, de exemplu, targetarea, dar și creditarea. Eu îl creditez pe patron prin acele măsuri cu anumite sume de bani, dar la targetare am și o condiție, astfel încât masa salarială să fie cel puțin, la unele ați văzut chiar 3.000 de lei salariu, la altele chiar am spus să nu punem nicio povară pe mediul de afaceri și anume cu 10% mai mult decât salariul minim. Odată realizând acest lucru, crescând Baza de salariați, numărul de salariați, dar și crescând masa salarială prin acele condiții, pe perioada cât îți dau eu stimuli financiari, te condiționezi să și ridici salariul minim, să fie mai mult decât salariul minim, acea persoană mai ales care ocupă o, un loc de muncă calificat. Atenție, calificarea făcându-se transferând. Toate acele lucruri către angajator. pentru că așa au cerut angajatorii. Domnule, dați-ne nouă posibilitatea să ne calificăm noi oamenii. E, în acel moment va crește baza de salarii în România. Crescând baza de salarii, urmează efectele de rând a doua, taxe și toate alea. Am, uh, am aici un document pe care îl voi prezenta de seară într-o emisiune televizată care uh, e făcut uh, exact pe analiza Consiliului Fiscal și vă voi arăta acolo pe fiecare capitol în parte cum se putea rezolva și de către actuala guvernare această problemă. Și vă mai dau o cifră, de la începutul anului până acum, aproximativ 8 miliarde de lei arierate. Aduceți aminte că a fost o întreagă discuție în legea pensiilor care spunea foarte clar datorat și plătit. Prin intervenția Curții Constituționale noi am definit ce înseamnă acel datorat și plătit. Adică angajatorul ne reține de la noi dar angajatorul este, asta este doar prima jumătate a obligației. Angajatorul are și obligația să vereze către stat acești bani. Și ați văzut, programul este constituit pe 60% structură din fonduri europene pentru încurajarea mediului de afaceri. Aceste măsuri sunt în, strânsă, sunt în strânsă corelare cu măsurile din planul economic, unde mediul privat are din partea PSD o atenție deosebită în, în, în perioada următoare. Vedeți că acum, practic, ce se întâmplă din discuțiile cu mediul privat, IMM Invest nu funcționează, iar alte lucruri sunt cu dedicație. Mulțumesc frumos pentru întrebare! Se pare că astăzi am parte de întrebări doar de care îmi ridică mingea la fileu și vă mulțumesc pentru asta. Suntem în situația în care cheia liberală la această zi este traversăm o țară prin criză doar cu interdicții. Ori o țară, dragii mei, nu poate fi traversată prin criză doar cu interdicții și amenzi. Nu poate, efectiv nu poate. Și atunci, tot ceea ce noi am spus aici, tot acești stimuli, nu fac altceva decât să încurajeze mediul de afaceri să să le dăm puterea necesară investitorului de a avea încredere în viitorul său. Odată cu acel parteneriat real între investitor și angajat, dar și cu sprijinul venit prin aceste programe, angajatorul va avea o altă viziune asupra vi viitorului său. Și aceste lucruri vor fi vor fi, uh, vor fi, implementate. Vis-a-vis -vis de esența întrebării dumneavoastră, la aceste întrebări cu siguranță vor, vor răspunde când se va lansa programul pe sănătate specialiștii noi intrați la noi în partid și anume doctorul Cercel și domnul doctor Rafila. Dar, repet, o țară nu se traversează prin criză doar cu interdicții și amenzi. Să ridic și eu două mingi la fileu. Uh... Care este programul social-democraților în privința angajaților la stat, funcționarilor publici și a discrepanțelor mari între salariul din mediul privat, care este mai mic, față de salariul funcționarilor publici? Într-adevăr, este o minge la fileu și vă mulțumesc și dumneavoastră. Chestiunea este două chiar. Ați văzut că tot ce înseamnă. Implementarea acestor măsuri nu înseamnă unul din punctele principale sau din punctele cheie ale acestui program încurajarea angajatorului să plătească mai mult decât salariul minim. Asta este o măsură. Ceea ce am spus cu, cu salarizarea unitară în buget vom respecta și vom îndrepta acolo unde trebuie. Dar în momentul în care la sfârșit de guvernare noi ne-am propus ca 500 de mii de persoane în plus față de existentul de acum să aibă 1000 de euro salariu brut, nu va mai exista această problemă. Numărul de bugetari, am avut această discuție în momentul când eram la guvernare și v-am prezentat dumneavoastră presie atunci o analiză pe Ministerul Muncii. Nu o să vorbesc acum de celelalte ministere, vreau să vă spun că la Ministerul Muncii este deficit de personal în momentul în care prin încurajarea ocupării prin aceste măsuri vom avea nevoie de oameni care să consilieze și să orienteze și consilierea și orientarea, vă mulțumesc frumos, mi-ați adus aminte, se va face în parteneriat cu partenerii sociali, adică consiliere și orientare a oamenilor fără serviciu în parteneriat cu sindicatele și patronatele. public, mai multe fotografii în care președintele PSD Marcel Ciolacu și fostul premier Mihai Tudose se află la o masă într-un restaurant, 11 persoane la acea masă, legea permite doar șase. Din punctul noastră de vedere, cum vedeți acest mesaj practic pe care îl, îl, îl transmite al treilea om în stat și președintele Partidului Social-Democrat încălcând unele restricții? Vă mulțumesc pentru întrebare. Înainte de a răspunde și o să vă răspund punctual. Aș vrea să adaug câteva lucruri la ceea ce a spus Marius mai devreme. Apropo de angajații la stat. Să știți că introducem și dacă ați fi intrat în programul de, pe economie, o să vedeți că am venit cu un concept nou, cel legat de contract de performanță. Pentru angajații la stat. Sunt lucruri pe, pe care le vom implementa. Nu știu dacă am amintit atunci când am prezentat uh, oferta noastră pe economic. Dar uh, țineam să subliniez acest lucru cel legat de performanță și de un contract pe performanță. Asta ca să adaug la ceea ce, la ceea ce uh, spunea spunea marius mai devreme. Legat de întrebarea dumneavoastră, eu cred că domnul președinte Marcel Ciolacu a răspuns prin ceea ce am văzut mai devreme, acum o oră, la, la întrebare printr-o postare și a explicat cât se poate clar ceea ce s-a întâmplat aseară. Din punctul de, de vedere, domnul Ciolacu nu a încălcat niciuna dintre regulile, restricțiile care sunt acum în vigoare? Din punctul meu de vedere, oricine încalcă legea, plătește. Indiferent cum îl cheamă, că îl cheamă Marcel Ciolacu sau că îl cheamă Sorin Grindeanu, trebuie să plătească. Considerați că acest gest va afecta imaginea partidului înainte de alegeri? Puneți să fac o speculație. Ceea ce pot să vă spun în mod sigur este următorul lucru. Dincolo de cazul pe care l-ați amintit dumneavoastră, că salut promptitudinea Poliției Române în a, în a uh, ieși, nu doar prin acțiuni, ceea ce e foarte bine că au făcut, subliniez, foarte bine, ci și printr-o declarație de presă. Uh, e o promptitudine pe care sper să-și o mențină pentru orice caz pe care l-au de acum încolo. Pentru că n-am văzut aceeași promptitudine, dacă vreți, și în urmă cu câteva luni, dar țin să vă mai spun o dată: oricine încalcă legea în România trebuie să plătească. A, la acea vreme, pentru că ați invocat acea situație de acum câteva luni, conducerea PSD cerea. Demisia... Și mai trebuie dacă e persoană publică, dacă este persoană, dacă este persoană publică, din punctul meu de vedere, cu atât mai mult trebuie să vină și cu scuze în fața românilor. Vă întrebam, acum câteva luni, conducerea PSD cerea demisia premierului Ludovic Orban din această funcție. În momentul de față, domnul Marcel Ciolacu s-a aflat într-o situație similară, am putea spune. Ce ar trebui să facă domnul Ciolacu în afară de aceste scuze? Vă spuneam, cred că a clarificat prin, prin postarea dânsului. Situația de, la, de aseară, din ce am văzut și eu, n-am participat la acea întâlnire, e o localitate aflată în scenariu verde. Dacă, dacă s-a încălcat legea, și repet acest lucru, dacă s-a încălcat legea, ea nu hotărăsc eu sau dumneavoastră sau oricine altcineva, ci organele abilitate. Dacă s-a încălcat legea, cine nu calcă, trebuie să plătească. Aș dori să vă mai întreb referitor la un alt subiect. În repetate rânduri, reprezentanții PSD i-au atras atenția Ministrului Finanțelor că încalcă legea și că nu prezintă proiectul de buget. Florin Câțu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook și a susținut faptul că articolul 35 din legea 500 te prevede faptul că, citez, în cazul în care alegerile generale parlamentare sunt organizate în ultimele trei luni ale anului, calendarul este următorul. Ministerul Finanțelor întocmește legile bugetare pe care le depune la guvern în termen de 15 zile de la investirea noului guvern. Aș dori să vă întreb dacă cunoașteți acest articol și dacă îi dați dreptate Ministrului Finanțelor că este ilegal așa s-a exprimat, să depună acum proiectul de buget. Uh, e departe de parte de a fi ilegal, așa cum spune domnul Câțu, da, domnul Câțu spune multe lucruri trăznite. Aș vrea să vă fac o, o comparație. Deși nu-mi este la îndemână să fac lucrul ăsta, dar Ceea ce a fost bine în anumite acțiuni, chiar dacă n-au fost, să spunem, promovate de PSD, trebuie subliniat. An electoral 2016. Guvernul din acea perioadă a venit și a prezentat proiectul de buget. Exact în această perioadă. Vă rog să vă aduceți aminte. Ceea ce cerem noi Ministerului de Finanțe și Guvernului României e următorul lucru să prezinte acest proiect de buget, pentru că noi știm că în proiectul de buget vor fi mări, măriri de taxe și de impozite. Iar noi cerem transparență, astfel încât românii să știe exact ce așteaptă dacă PNL-ul va guverna din 2021. Proiectul de taxe și de, uh, proiectul de buget, din toate informațiile pe care le avem noi acum, va presupune măriri de taxe și de impozite. De aceea se fărăsc domnii de la guvernare să fie transparenți. De fapt, solicităm transparență. Lucrul ăsta pare să-l să irite pe domnul ministru Cățu. Vom continua să cerem transparență pe proiectul de buget pe 2021. Și mai e ceva. Eu cred, și nu doar eu, ci și alții, că lipsa de transparență mai ascunde ceva, dincolo de mărirea de taxe și impozite. Un posibil acord cu femei. Nu spun că e un lucru rău, dar românii trebuie să-l afle. Asta spunem. Vă rog. Vă mulțumesc. Vă doresc o zi bună.